Nume și prenume? Trifu Vlad George, iar prietenii îmi zic Josh. Poziție? Manager implementare proiecte. Ce presupune ce faci? Eu mă ocup de implementarea proiectelor vândute de echipa de sales, mai exact proiecte BTL, Career Talks sau proiectul de casă al CP30 Students Kit, unde distribuim în 21 de universități din România kituri către studenți care conțin diferite produse, goodies, să zic așa, plus cunoscutul workbook CP30, unde găsești diferite planere pentru carieră și diferite companii cunoscute din piața din România. Mai exact, atribuțiile mele cuprind recrutare de personal, achiziții, relațiile cu furnizorii, evaluarea factorilor de risc și a KPI-urilor pe toată perioada implementării proiectelor. Care a fost drumul tău profesional până aici? Eu reprezint categoria persoanelor care au făcut o facultate într-un domeniu și lucrează în alt domeniu. Mai exact, am terminat o facultate de drept și am și un master în carieră judiciară. Ba chiar am încercat să devin un avocat stagiar. Am încercat în primul an după terminarea facultății. Nu am luat punctele necesare și examenul se derulează o dată pe an și până la examenul următor aveam nevoie de ceva bani pentru chirie, pentru diferite cheltuieli, mai ales că București e un oraș scump. Și m-am înscris să particip la un proiect din cadrul CP30, unde m-am descurcat foarte bine și în momentul acela mi s-a propus să continui acolo. A urmat un internship de 3 luni, unde am învățat despre startup, că la momentul respectiv CP30 era un startup. Am învățat despre valori, despre cultură organizațională și despre ce anume vrea să schimbe CV30 în piață. În următorii un an și jumătate, să zic așa, am lucrat pe proiecte mai mici, am făcut câteva evenimente de carieră, Career Talks, cu diferite companii, unde la marea majoritate am fost și speaker, iar în prezent mă ocup de toate proiectele din area offline. Când ți-a fost greu în carieră și de ce? În carieră mi-a fost greu cam în absolut fiecare punct pe care eu l-am crezut de netrecut la momentul respectiv. Fiind vorba de proiecte destul de ample, unde trebuie să ai constant deadline-uri și livrabile, au fost foarte multe momente în care am zis gata, nu mai pot, aici e punctul meu, aici e limita mea, ba chiar de câteva ori am zis că îmi dau demisia și colegii mei chiar și acum râd de mine. Dar mi-am dat seama că astea sunt doar câteva episoade care mă ajută să acumulez mai multă informație, să capăt o rezistență la stres, care mă fac să capăt experiență și să fiu mai responsabil. Cu ce lecție viața ai rămas în activitatea profesională? Am învățat că organizarea, disciplina și structura sunt baza oricărui proiect, fie că este vorba de ceva work-related sau de viața ta, de un obiectiv al tău sau de un vis al tău. Atât timp cât ai lucrurile clar stabilite în minte și ești focusat pe ceea ce vrei să faci, ai o șansă, adică poți să ajungi acolo. Desigur, există situații în care nu o să se întâmple fix cum vrei tu, dar trebuie să iei în calcul că ceea ce contează e călătoria până acolo și nu neapărat obiectivul final. Ce sfat ai da dacă ai fi din nou la început de carieră? Să gândesc liber. Mi se pare cel mai important lucru, să las la o parte toate stereotipurile societății moderne și să descoper lucrurile în felul meu.